conferință din unghi de vedere numerologic, psihonumerologic, despre perioada evolutivă 0-9 ani, conform relației părinte-copil, și cuprinde cei 7 ani de acasă. Prima formă de educație a copilului este imitația. Descriem acest lucru pe care voi îl vedeți aici, dar o să-l înțelegeți în momentul în care eu vi-l explic. Oamenii care sunt în jurul copilului și care au acces educațional asupra lui, îi scriu acestuia în subconștient, fără ca acest copil să pur și simplu să știe sau să reacționeze într-un anumit fel, cum va trăi el în momentul în care va fi adult. Tonalitatea contează. Și asta să scrie. Acolo, 0-4 ani. Cine-i mai util? Semizeul ăsta care îmi dă să mănânc, numit mamă, sau semizeul ăsta care nu-mi dă să mănânc și să joacă cu mine, numit tată? Cine îl învață pe copil aici treaba asta? Părinți. Ați uitat să nu uitați asta. El e mic și tu ești mare. Dar lasă-l liber. Îți mulțumesc. Bravo, felicitări. Magic. Ești și tu cu soțul tău acolo și vine, auzi, mamă, cine era nenea ăla care vine la tine când tata era plecat? Tati, cine era domnișoara aia de ieri când ne-am întâlnit noi în parc, când am fost noi în parc și ne-am întâlnit cu o domnișoară decoltată? Deci pune întrebări de astea și când îți vei da seama, vei ști, copilul meu o să fie un conducător. De ce am zis vârstele astea? Pentru că sunt cele mai bune vârste în care tu poți să schimbi, să aduci plus valoare, să conștientizezi, să faci ceva cu viața ta la aceste vârste. Rolurile materne și paterne sunt importante. Te-ai născut femeie, fii femeie, te-ai născut bărbat, fii bărbat. Da? Ai investit în tine pentru a fi cea mai bună, cel mai bun părinte pentru copiii tăi.